Absolvenții de liceu au liber la distracție. Astăzi, pe litoralul românesc al Mării Negre, la Constanța, începe festivalul Neversi, la care sunt așteptați peste 200.000 de spectatori. Mii de oameni muncesc la foc continuu și pun la punct ultimele detalii. E multă forfotă pe plaja modern din Constanța, unde se va da startul festivalului Neversi, iar organizatorii promit că atmosfera va fi magică. Plaja modern se va transforma într-un tărâm de poveste. Pe cele 5 scene amplasate în cadrul festivalului vor urca peste 200 de artiști care vor întreține atmosfera 4 zile și 4 nopți. Printre artiștii care vin la Constanța se numără Armin van Buuren, Jonas Blue, Galantis, The Script și Scooter. Muzica va fi însoțită de impresionante show-uri de lumini. Peste 200.000 de oameni vor fi în cele 4 zile de festival. Anul acesta vom începe de joi, deci sunt 4 zile de distracție, asta înseamnă mult mai mulți artiști. În plus, dimensiunea festivalului a mai crescut și ea. Primii tineri dornici de distracție au ajuns deja pe litoral. Te întâlnesc cu toți prietenii aici, toți care au fost anul trecut și anul ăsta și e foarte fain, e și mare, cald. E un festival la mare și întotdeauna mi-am dorit să mă bronzez și să dansez în ritmul mării și al lui Armin van Buuren. Pentru că numărul participanților este foarte mare, securitatea va fi asigurată de peste 1600 de forțe de ordine. Suntem alături de ei. Suntem prezenți, îi sprijinim, răspundem oricărei solicitări. Bineînțeles, discutăm despre limitele legale aici. Pe plajă vor fi amplasate și două spitale de campanie SMUR și 3 puncte de prim ajutor. Pentru prima dată va fi și o patrulă pe mare. O să facă și salvare, eu știu dacă va fi cazul, noi sperăm să nu fie, și alte tipuri de activități, cercetare biologică. Tinerii sub 18 ani care vor să participe la festival au nevoie, pe lângă bilet, și de actul de identitate plus un document cu semnătura părinților. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, vă aștept și la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi superbă în continuare alături de cei dragi. La revedere!